Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Tema de astăzi este Nu te teme, turmă mică În prima scrisoare către Timotei, Sfântul Apostol Pavel scrie Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Ați observat cât de puțin Isus și scriitorii Noului Testament scot în evidență ceea ce îi motivează pe cei mai mulți oameni în lumea aceasta? Dorința de a avea cât mai multe lucruri din punct de vedere material. Isus le-a spus urmașilor săi: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. El ne-a învățat că inima noastră nu este destul de mare, astfel încât să poată adăposti atât lăcomia de bani, cât și pe Dumnezeu. Adăugând: nicio o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Însă, cuvântul folosit aici pentru Mamona, bani, este unul care înseamnă avariție sau lăcomie. Prin urmare, el a fost tradus făcând referire la cuvântul banii. Banii înrobesc, fie prin lăcomie, fie prin teamă, spunea John Piper. Atunci când nu îi ai, îi dorești, iar atunci când îi ai, începi să-ți fie teamă că cineva ar putea să-ți ia, și astfel nu-ți vor ajunge până la sfârșitul vieții. Isus ne-a învățat că singura modalitate de a găsi eliberarea din puterea lăcomiei este să scapi de ea. Lanțurile dorințelor care ne țin legați de aur și de lucrurile materiale sunt deseori atât de slabe încât nici nu le simțim, însă de asemenea pot deveni atât de puternice încât să nu mai poată fi sfărmate. Isus a accentuat faptul că a avea grijă de toate nevoile copiilor săi este cea mai mare plăcere a tatălui. Exact la fel cum tatăl tău pământesc se bucura ori de câte ori îți dăruia tot ceea ce aveai nevoie sau îți doreai atunci când erai și tu un copilaș nu ești niciodată mai sigur decât atunci când controlul vieții tale a fost preluat de către Tatăl Ceresc, purtându-ți de grijă în moduri care cu greu ar putea fi înțelese. După cum spunea și Apostolul Pavel, Dumnezeu, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!